Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu etalarea la alegere pentru septembrie. Evident că poate să se manifeste deja, poate se va manifesta și după septembrie, ca orice etalare normală, are timp de acțiune de, sau efect îndelungat. Am zis că este la alegere, o să vreau, ca să nu ne lungim foarte mult, înainte să încep să vă las să alegeți. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că vă abonați continuu acestui canal, că susțineți cu gânduri bune și cu comentarii frumoase acest proiect care se numește Tarotela. E un proiect care se vrea cât mai autentic și mai aproape de sufletul vostru. Când nu rezonează o etalare, încercați să nu judecați, să nu manifestați energie negativă, pentru că ceea ce manifestați veți primi înapoi. Pur și simplu treceți în altă parte, la altă etalare, la alt semn sau altă planetă care vă reprezintă sau pur și simplu la altcineva cu care rezonați în acel moment. Chiar dacă noi o perioadă poate am rezonat, la un moment dat poate mă conectez la alt colectiv cu care, evident, nu veți rezona. Se întâmplă că până la urmă sunt mai multe grupuri în acest colectiv care se numește, da, Pământ sau Umanitate. Și vă mulțumesc încă o dată, repet, pentru faptul că și aș vrea chiar mai mult să manifestați acest lucru, că vă susțineți unii pe ceilalți, nu vă judecați, nu vă derutați și cel mai important este dacă tot citiți comentariile unora și altora și simțiți că ați trecut prin experiențe similare, pentru că eu nu am timp să răspund tuturor, transmiteți-le un cuvânt de încurajare. Când puteți, dacă tot aș citit comentariile unora, da? Vă mulțumesc încă o dată. Haideți să alegem. Pentru septembrie, numărul 1, da? Setul acesta. Numărul 2, pe care încă îl consider foarte fain, aproape de realitatea care se numește tarot. E o realitate simbolistică. Și numărul 3. Da? Deci, 3, 2, 1. Puneți pauză, eu încep. Start. Am zis că facem o etalare la alegere. N-am mai făcut de foarte mult timp, numărul 1. N-am mai făcut de foarte mult timp cruce celtică. Adică nu știu dacă de foarte mult timp, dar la câte etalare, parcă în ultima vreme n-am mai făcut. Am tot încercat diferite variante. Numărul 1, etalare pentru septembrie. Ia uite, aveți a face cu regina de apă. Ori cu cineva, semn de apă. Ia uite, Queen of Cups. Regina de apă și 3 de apă. De fapt, aici arată altfel, interesant. Regina de apă și, de fapt, de oglinzi și trei de oglinzi. O situație emoțională în care... Da. Oh, ce frumos. 8 de monede și împăratul. Și împăratul. Și 2 de monede și marele preot. Marele preu și 10 de... Oho. Deci, unii dintre voi trebuie să alegeți între două persoane. O persoană, să zicem, cu planete în taur, cu planete, multe planete în taur, sau o persoană care este căsătorită. Dacă nu știți, vă zic eu, este căsătorită. Marele preu și 10 de cupe, da? Și trebuie să alegeți 2 de monede. Iar este un moment foarte special, da? Trebuie să alegeți cu grijă ca să nu cădeți, ca să nu alegeți greșit. Și marele și împăratul și 8 de monede. În acest sens, posibil că unii dintre voi aveți planete în semn de apă, da? Posibil sunteți într-un triunghi și de-aia trebuie să alegeți, da? Voi sunteți a treia persoană, să zicem, sau aveți două posibilități, nu neapărat triunghi, aveți două posibilități de relații și mare grijă. Mare grijă ce alegeți, pentru că am zis mai devreme, când mai devreme, nu, ieri am pus un la postări.
pe acest canal am pus o poză. Mare grijă ce alegeți, pentru că alegeți ori persoanele care oglindesc ceva, un ciclu karmic, ori persoanele care vă duc către o nouă direcție. Da? Mai ales că vorbim de oglinzi la cupe, da? Trebuie să vedeți în această ceață unii dintre voi, posibil, doamne, sau cu marcaj, sau marcate de energia feminină, trebuie să vadă, să se conecteze la această intuiție la lună și să înțeleagă în misterul situațiilor prin care trec. Să înțeleagă ce direcție să aleagă. Evident, revin la aceeași, la ideea inițială. Și eu zic că cel mai frumos, așa zic, așa simt, pentru că aceste două cărți asta îmi spun, 8 de monede și împăratul. 8 de monede înseamnă muncă, transformare prin muncă și împăratul înseamnă o energie stabilă. Că poate nu o să faceți voi un imperiu, dar dacă munciți, vă asigurați stabilitate. Vă asigurați un trai cât de cât stabil, cât de cât, pentru că acest împărat, această stabilitate, evident, variază în funcție de persoană. Dar așa simt cărțile. Haideți să vedem, nici n-am amestecat, a fost doar un scurt mesaj. Numărul 1, o dată, de două ori, de trei ori, iar 3 de spade, 2 de spade, iar moment de alegeri. Astea sunt altfel de cărți. 1, 2, 3. Deci, central. Oh, magicianul. Ce vă blochează? Imediat vreau să le așez ca să le văd mai bine, da? Îndați voi. Am zis că aveți de-a face, iar o să vedeți, apare confirmarea că sunteți într-o situație care vă creează confuzie. Sfatul. Ce vă blochează? Ok. Ce vă susține? Să se schimbe un pic și ce reușiți să faceți. Da, foarte frumos. Ok. Deci, central aveți magicianul. Magicianul care vorbește despre manifestări. Posibil că aveți în gând, în suflet, pe cineva care are marcaj, zic marcaj planete în gemeni, pentru că magicianul reprezintă Mercur. Mai ales pentru că este blocat și de valetul de spirale, valetul de bâte. Posibil cu valetul de bâte și magicianul să acest personaj și mai văd totuși niște bâte să aibă, da, și asul, să aibă marcaj în mod special pe berbec. Poate să fie și leu, poate să fie și săgetător, dar mai degrabă spre berbec. Că am văzut și împăratul, da? Ori voi, ori ei, da, acest valet de spirale, persoană cu un spirit tânăr, să zic, pentru unii poate să fie o persoană mai tânără sau cu un spirit tânăr. Acest personaj, să zic, provoacă noțiunea de manifestare în relație cu voi. Dacă voi vreți să manifestați un început, o colaborare, o prietenie, o comunicare, într-un fel sau altul, fiind un nu se blocaj, o să vedem la blocaj ce, este o provocare, dacă e quadratură, e o provocare care trebuie învinsă într-un fel sau altul. Cred că așa simt, pentru unii, acest valet de bâte reprezintă un fel de a fi un pic imatur. Și când ești imatur, evident că nu poți să manifesti la valoarea acestui potențial, da? Sunt doi corpi, da? Manifestarea se face în doi. Interesant mesaj și e bine că v-ați ales setul acesta de cărți, care vine cu altfel de imagini și de potențiale. La baza acestei cruci există un doi de bâte, nu e de bâte, de monede. Doi de monede.
Adică un moment de decizie foarte important, riscant cu această râpă, da? Că sunt ei care trebuie să aleagă între tradiții, că am văzut mai devreme aceeași imagine, da? Între tradiții, marele preot și 10 de cupe, posibil că voi aveți marcaj în apă. Și între o independență financiară reprezentată de împărat, iar că sunt ei, că sunt voi, că sunteți voi, variază, dar unul dintre voi trebuie să aleagă cu mare grijă, în funcție de ce alege, deși se pare că a ales în trecut, pentru că e o carte a trecutului și a subconștientului. Se pare că totuși a ales. Însă, când a ales, sau în această perioadă, dacă alege, alege cu gândul la a manifesta ceva deosebit, da? Avem aici magicianul, da? Scrie magicianul, da? Și repet, avem doi corbi în această imagine, nu avem un singur personaj cu mai multe surse de sau potențiale de manifestare. Avem două ființe, două ființe egale, da? Din aceeași rasă. Că putea să fie un porumbel și un corp și atunci ar fi fost complementare. Două ființe asemănătoare. Posibil că sunteți foarte asemănători dintr-un punct de vedere și aveți acest potențial de manifestare. Însă, provocarea este, pe de-o parte, comunicarea, pentru că valetul de bâte înseamnă și comunicare creativă, manifestarea, că vorbim de magician, manifestarea originalității. Cuiva îi este frică, asta pentru că apare o lună, da? Este frică de ceva. În continuare, în ultima vreme, dacă la un moment dat, într-un trecut îndepărtat, a existat acest moment de decizii, de alegeri, da, job, familie, diferite chestii, în trecutul apropiat deja se manifestă 10 de monede, tot monede, deocamdată monede, monede și văd și spirale. 10 de monede iar înseamnă tradiție, înseamnă casă. Înseamnă într-adevăr și abundență financiară. Dar eu văd mai degrabă că e vorba de așa simt. Posibil cineva este într-o căsătorie și în acel moment de alegere a ales în continuare căsătoria. Deși dacă ar alege corect, ar avea un alt potențial într-o nouă direcție. Da? Că mă înțelegeți, da? Asul de spirale. Însă până acum a ales trecutul, a ales tradițiile, a ales căsătoria, a ales familia. Și din cauza asta, voi, da? Voi, în relație cu cine sunteți, în acest moment, care este prezentul, manifestați luna, manifestați confuzii, manifestați o frică. Iar apare la sfat doi de spirale, doi de bâte, da? Interesant, da? Am zis, cineva este căsătorit și are potențial să-și facă o nouă familie într-o nouă direcție. Dar acum depinde ce alege, cuibul vechi sau cuibul nou. Sunt alte cărți cu altfel de imagini. Trebuie să aleagă cuibul vechi sau cuibul nou. Am zis, până acum a ales tot doi de monede, a ales familia veche din motive de securitate financiară. Însă pe vertical, dacă ar alege acum altfel, dacă ar dori să manifeste ceva nou, ar avea potențial asul de spirale într-o nouă direcție. Există potențial într-o nouă direcție. Sper că sunt înțeleasă. Deci, sfatul este să se aleagă. Iar, corect, să se facă niște planuri coerente.
În exterior, ce influențează, să zic, ce influențează această, din exterior, această poveste este asul de spirală. Posibil cineva cu marcaj în aer, gemeni, balanță sau vărsător, dar eu zic mai degrabă, ia uite, interesant, este al treilea corb. Ha! Wow! Interesant. Dacă cu acest personaj, valetul de spade, care nu poate să manifeste, încă este blocat în niște, într-o familie, că poate nu-i căsătorit, poate sunt părinții, da? Familia din care se trage, da? Tradițiile acestea. Dacă acest personaj, am zis, un pic mai imatur, e nesigur, pentru că nu e o rege, e un valet, persoana aceasta încă este nesigură. De-aia, ia uite, și ursul, parcă bâșbâie când trebuie să pășească. Nu are experiență, nu are siguranță, ceva nu are. Ar spera, să zic, o colaborare, o manifestare cu voi, dar până acum n-a ales această direcție. Din exterior vine un alt corb, da? Cu un adevăr, cu o poveste, cu niște chei. Cheile adevărului, cheile de la un portal, să zic, care se poate manifesta. Există această influență exterioară, nevoia de a comunica adevărul din partea cuiva. Și să sperăm că acest adevăr va influența în mod pozitiv această stare de confuzie a voastră sau a personajului cu care aveți de-a face. Pentru că în prezent luna se manifestă. Mare grijă, interesant, vine luna plină în pești și luna plină în pești va crea multe confuzii. Pentru unii. Și este bine că vine acest as de spade din exterior, o veste sau exprimarea adevărului din partea cuiva, pentru că se va face oarecum lumină și se va crea un nou potențial, asul de spirale în viitor se va manifesta acest as de spirale. Deci aveți doi ași în această cruce. Asul de spade și asul de băte. Foc și aer, potențial maxim împreună pentru că se completează și nu vorbesc de zodii, vorbesc de semne și de marcaje eventual de planete. Cine vine cu adevărul, da, cu vestea, cu comunicarea directă, sinceră, deschisă, poate să manifeste pe viitor, că este cartea viitorului, acest as de spirale. Eventual vă poate scoate din aceste confuzii în care sunteți datorită cuiva, semn de pământ în mod special, 2 de monede, 10 de monede, care încă nu poate să aleagă și am zis, poate este și un copil la mijloc, că tot e vorba de familie și din acest motiv manifestarea, ceea ce vreți să faceți voi cu personajul despre care am vorbit, nu merge. Posibil, așa simt, să fie într-o altă direcție, dar mai înspre sfârșitul lunii. Pentru că asul de spirale, este asul de băte, este spre viitor. Asul de băte, ia uite, interesant, ce sta? Berbec? E berbec? Da, e berbec. Da? Am zis. Interesant. Deci veți afla ceva exterior, da? Va veni un mesaj pe o cale care vă va deschide niște uși, capacitatea de înțelegere și de a face lumină în această confuzie emoțională, evident, lunară. Ce vă blochează? 6 de spirale. 6 de spirale, 6 de băte este cineva care are victorie. Dar pentru că e în poziția blocajelor, simt că nu este vorba de victorie,
Este vorba de nevoia cuiva de a atrage atenția, ca și în această poză, da? În acest moment nu simt că cineva își afișează victoriile, ci cineva care își afișează diferite aspecte ale lor doar ca să atragă atenția, da? O persoană care epatează într-un fel sau altul, încearcă să iasă în evidență. Acest personaj vă blochează manifestarea. Dacă acest personaj este într-o căsătorie sau este personajul care este marcat de pământ, pentru că de ce ar căuta în afara cuibului decât ca să iasă în evidență? Da? Dacă cineva încearcă să iasă în evidență în fața cuiva care nu poate, cu care nu poate manifesta ceva de bun simț, nu poate manifesta ceva adevărat, concret, evident că această carte devine blocantă. Ce vă susține? Vă susține credința, steaua. Iar avem, să zicem, pe cineva, semnul vărsătorului, că avem as de spirale pentru unii, sau cu marcaj acolo, planete în semnul vărsătorului, dar nu obligatoriu. Steaua înseamnă credință. Steaua înseamnă credință. Speranță. Speranță că va fi bine și pentru voi, că vă veți găsi destinul, că acum, repet, sunteți într-o stare de confuzie emoțională, e luna, uitați-o. Călătoriți pe ape noaptea. De fapt, nu e călătorie, este o insulă. Dar dacă am zis, înseamnă că totuși aveți niște călătorii emoționale, mentale, noaptea, prin vis. Însă mare grijă că aceste călătorii pot să adauge confuzii. De-aia poate uneori e bine să vă... A, ce frumos! Steaua înseamnă și rugăciune, să vă rugați înainte de culcare ca spiritul vostru noaptea în somn să vă ducă mai aproape de adevăr și de un nou început în care aveți potențial, da? Știu că va fi o etalare mai ciudată, dar așa simt să citesc și sper să vă luați mesajele. Ce reușiți să faceți totuși în septembrie, aveți regina de monede. Manifestați, este semn de pământ. Poate foarte ușor să fie fecioară, dar ea a treia oară când aveți semn de pământ. În primul și în primul rând, dacă cineva a căutat în afară căsătoriei, da, căsătorie, două cuiburi, și am zis că e posibil, păstrați-vă postura. Dacă sunteți soții, soți, păstrați-vă postura respectivă și eventual încercați să schimbați în lăuntru căsătoriei sau legăturii de lungă durată. Acolo trebuie să lucrați, în centru. În centru este manifestarea. Însă, în afară de acest mesaj, simt că regina de monede reprezintă simțul valorii voastre și reprezintă mult mai mult în aceste de cărți. Este o artistă, da? Este o artistă, un personaj care pictează. Putea foarte bine să fie poezie, de aceea la regina de spade. Regina de monede, am spus, din pe orice pune mâna, face bani. Că pictează, că gătește, că face, eu știu ce, coase, face bani. Vorba vine, face valoare. Că vinde atunci, că va vinde altă dată, ceea ce a modificat, a manifestat, a creat, e o creatoare, reprezintă valoare. Frumos ar fi dacă sunteți în acest moment de confuzie, că asta este în acest prezent, manifestați, că am vorbit de manifestare ca element central, asul de spirale, inspirația care vine. Sau și mai interesant, ca să atrageți acest nou început într-o nouă direcție, că e profesională, că e sentimentală, încercați și manifestați în practic într-un fel, desenați, scrieți în jurnal, faceți ceva ca să manifestați practic. E vorba de manifestare, este subiectul central, da? Magicianul înseamnă manifestare. Și pentru că vorbeam despre fecioară, fiți un pic mai practici
Și vedeți-vă valoarea, aveți respect față de voi. Nu căutați în afara cuibului din care sunteți sau din care faceți parte până nu vă separați. Asta înseamnă să te iubești. Eu nu, când vorbesc despre dragoste de sine, nu vorbesc de o dragoste egoistă care caută plăceri hedoniste, da? Nu e o persoană hedonistă care caută să-și satisfacă plăcerile. Nu. Dragoste de sine înseamnă să te respecti. Și regina de monede se respectă. Varianta bună, evident. Și dacă e o problemă în căsătorie, rezolvați-o acolo. Dacă nu se poate rezolva, acest as de spirale poate să fie foarte frumos și o discuție, un avocat, da? Dacă rămâne de văzut, pentru că e etalare colectivă. Însă, ceea ce reușiți să faceți este cel mai important. Să vă rugați, să aveți speranță, să vă vindecați de anumite lucruri, de confuzii, de oamenii care v-au derutat în alegeri, deși, v-am zis, alegerile sunt ale noastre. Și nu e bine să dăm vina pe alții că nu am ales noi corect. De-aia, țineți-vă principiile. De-aia apare și asul de spade ca și influență exterioară. Poate cineva vorbește despre adevăr, despre principii, despre dreptate, da? Și această influență să vă aducă lumina în această confuzie. Repet, sperați, credeți, conectați-vă la lumină, exprimați într-un mod creativ, regina de monede, inspirația aceasta și în momentul în care faceți toate aceste lucruri și manifestați și adevărul pe care îl primiți pe o cale sau alta, veți manifesta la un moment dat, că vorbim de manifestare de magician, un început. Astfel de bâte, mai spre sfârșitul lunii, septembrie-octombrie, va fi. C-o fi cu altcineva, c-o fi în aceeași situație, găsiți soluții, pentru că, repet, vă rugați, dar să nu vă fie gândul doar la victorie sau doar la atrage atenția sau dacă e altcineva mare grijă, pentru că 6 de bâte poate unor să fie și un narcisist. Da. La capătul setului de cărți, ce aveți? Cavalerul, interesant. Al treilea as, interesant. Oh. Plângeți, da? 5 de băte. Voi sau cineva, unul dintre voi, cineva din viața voastră plânge. Are conflicte acasă, are conflicte, ia uite, dragonul și casa. Are conflicte acasă, că plâng ei, că plângeți voi din cauza unei situații, cineva plânge pentru o posibilă dragoste, o posibilă aventură. A fost, n-a fost cavalerul de bâte, sigur e aventuros. Corsarul fură inimile, da? Prin toate porturile. Aici, că nu degeaba l-au pus. Prin toate porturile fură inimile, doamnelor și domnițelor. Asul de cupe a fost, există. Dar voi vreți mai mult decât atât. Vreți asul de spade, asul de bâte, vreți manifestare, vreți adevăr. Că sunteți voi, că e altcineva, dar clar cineva plânge. A fost eventual lăsat în singurătate și în confuzie. După încercarea cuiva de a o cuceri. Da. Această separare pe care o faceți poate să fie în familia voastră, dar nu mă gândesc musai că v-ați găsit un prieten, o prietenă. Poate să fie o separare de părinți, de frați, pentru că nu vă înțelegeți, da? Poate să fie și la locul de muncă, pentru că au fost totuși monede. 10 de monede poate să reprezinte și un loc de muncă. Însă, am spus, e o separare energetică, așa o simt.
Și această manifestare care acum este un pic provocată de imaturitatea cuiva, de un copil, de o comunicare originală, da? Îndrăzneață, inovativă, în timp, zic eu că poate fi, provocarea aceasta poate fi anulată și transformată într-un potențial. Aici este arta. Să transformăm greutățile în reușite. În motive de inspirație. Numărul 1. Ia uite ce aici. God speaks. Ce frumos. Templu. Ce frumos. Cosmic Butterfly. Este o transformare, evident. Dumnezeu vorbește. Și templu. Vreți să vă construiți. Ce înseamnă să vă întăriți? Templu acum îl văd ca pe o construcție interioară. Dacă vreți să vă întăriți această construcție interioară, vorbiți cu Dumnezeul. Da? Vorbiți cu Dumnezeu. Chiar dacă acum sunteți în confuzie, repet, este nevoia de a manifesta ceva. Și ca să manifestați, să construiți corect acest templu, trebuie să fiți în adevăr, altfel, dacă va fi în dezinformare, să nu folosesc cuvântul minciună sau în altceva decât adevăr, acest templu se va derâma, ca în povestea cu templul Babel, da? Deci dacă nu este construit corect, acest templu se va dărâma, că este templul vostru interior, că este construcția voastră cu altcineva, această construcție trebuie să se bazeze pe adevăr. Și în momentul în care alegeți, voi sau ei, trebuie să alegeți prin adevăr, repet, nu din nevoia de a avea victorie, nu din nevoia de a atrage atenția, ci din nevoia de a manifesta destinul, credința, da? Și ca să ai acces la adevăr, trebuie să vorbești cu Dumnezeu. Trebuie să vorbești cu Dumnezeu, să te rogi, cum am zis mai devreme, la steaua. Încă un mesaj pentru numărul 1, Ana. Sper că m-ați înțeles. Uneori știu că mă exprim mai ciudățel. Numărul 1. Petreceți timp de calitate. Petreceți timp de calitate împreună. Dacă în cuplu, în familie, au fost probleme, au fost niște situații, încercați să schimbați, să manifestați acest nou început. Ori petrecând mai mult timp de calitate împreună, ori dacă vedeți că nu se poate, petreceți timp de calitate cu oamenii care vă inspiră. Petreceți timp de calitate. Și nu uitați că în acest proces de manifestare și de manifestare și de creație și de reconstrucție interioară și a vieții pe care o manifestați cu ceilalți, sunteți fără limite, dar trebuie să vă iubiți, trebuie să fiți. Și repet, dragostea înseamnă adevăr. Dragostea înseamnă adevăr. Cam atât pentru cei cu numărul 1. Sunt curioasă cum rezonează. Vă pup și ne auzim la următoarele etalări. Pa, pa! Gata, numărul 2. Am revenit numărul 2 cu etalarea. Sper să nu se decaleze sunetul, cum s-a mai întâmplat. Când pun un picuț de pauză, gata, s-a și deranjat sunetul. Sper să primiți mesaje frumoase pentru luna septembrie. Ia uite. Îl păstrăm pe ăsta? Ce drăguț! Sweet Soul Rising. Dulcea trezire a sufletului. Sau trezirea sufletului, cel dulce.
Guardian of the Soul Family. Vedem cum rezonează. Posibil unii dintre voi așa simt că sunteți chemați să vă treziți și să vă adunați, să vă alăturați familiei voastre sufletești spirituale. E o familie spirituală. Și acolo foarte posibil să vă găsiți într-adevăr dragostea adevărată. Acolo, da? Restul a fost iubiri karmice. Că simțiți că vă apropiați de această schimbare de univers, de paradigmă? Posibil simțiți. Dar pentru acest lucru, ca să vă treziți, trebuie să îmbrățișați lumina. Să îmbrățișați lumina. Aveți numărul 22, număr maestru? Aici, printre alte cărți. Haideți să vedem. O să fac cruce celtică. Numărul 2. Ia uite. Colaborare, puterea. Ați început să lucrați în luna august la transformarea voastră financiară, spirituală. Rămâne de văzut. O dată. De două ori. De trei ori. Numărul 2. Mesaje pentru numărul 2. O dată, de două ori, de trei ori. Central. 6 de bâte. Ce vă broc. Interesant. Magicianul a apărut și la numărul 1, dar altfel. Dar tot central. Ce vă blochează acești 6 de bâte? Magicianul. Pentru unii aveți de-a face cu cineva marcat în semnul berbecului, cu marcaj, planete în semnul berbecului, în trecut. Dar chiar că seamănă luna în trecut. În trecutul îndepărtat, în trecutul apropiat, cavalerul de monede. Interesant. Viitor 6 de cupe, prezent. Prezent în dragostiții. Iar alegeri. Acum sfatul. Nu degeaba a apărut trezirea. Trezirea este dureroasă. Vine cu transformări intense. Intense! Băi, deci seamănă cu... Deci exterior, asul de spade. La fel a fost și la numărul 1. Și la numărul 1 a fost central magicianul. Central a fost magicianul blocat de valetul, valetul de bâte. Aici central este 6 de bâte blocat sau provocat de magician. Foarte interesant. Au avut și ei luna, dar nu în trecut. Au avut în prezent. Voi aveți în trecut. Ce vă blochează? Ce vă susține? Interesant. Uf, ce reușiți să faceți? Da. Interesant. Deci. Central. Aveți 6 de bâte. 6 de bâte. Posibil cineva vine în viața voastră, așa zic posibil, pentru că dau mai multe variante. Cineva vine în viața voastră, vă gândiți, este central în sufletul vostru. Eventual așteptați. Sau chiar vine, simțiți că vine, că e suflet, simțiți că vine cu un mesaj. Mare grijă, mare grijă la acest mesaj. Trebuie să... Să fiți foarte atenți, o să vă explic imediat de ce. Pentru că acest mesaj sau acest mesager sau acest personaj pasional care atrage atenția, care este, poate lucrează în public sau pur și simplu atrage atenția, este provocat de magician. Asta înseamnă că este foarte posibil, zic foarte posibil, să aibă tendința să manipuleze publicul, să pară mai interesant, mai victorios, mai brav decât este. Asta pentru că magicianul creează iluzii și la baza acestei cărți, cruci, aveți luna, confuziile și în prezent aveți îndrăgostiții. Care îndrăgostiții? Da, poate că sunteți îndrăgostiți, poate că vă atrage pe unii și pe alții.
Foarte posibil să simțiți o chimie între voi, dar în prezent trebuie să alegeți. Aici este alegere importantă în dragoste. Apare iar semnul gemenilor, semnul gemenilor și avem și asul de spade, varianta superioară a lor sau altui semn de aer. Dar zic semnul gemenilor pentru că atunci nu mă refer musai la semnul cineva născut în zodia gemenilor, vreau să vă învățați diferența pe care o fac, ci un personaj care are acolo planete în semnul gemenilor. Poate aveți chiar voi. Poate e chiar nodul nord în gemeni. Da? Nodul nord în gemeni care vă pune să alegeți. Mare grijă. Pentru că în trecut ați experimentat niște confuzii. Luna înseamnă frici emoționale, posibil acasă. Posibil aceste, zic posibil pentru că așa este. Posibil pentru unii, una pentru alții, alta. Aceste frici le moșteniți pe cale maternă. Le-ați simțit, le-ați văzut în casă. Niște frici, da? E un mister. Că e în această poveste, că ați experimentat povești, da? Din care v-ați ales cu confuzii și mai mari. Din acest motiv, în acest moment, magicianul poate să fie un test, da? Este unul, da? Dacă treceți testul, treceți la manifestare. Manifestați victorie, da? Poate fi și așa, manifestați victorie. Provocarea este să manifestați această victorie, dar o puteți manifesta doar alegând corect. Măi, sper că faceți diferența de nuanțe când mă exprim. În trecut, ați fost într-o relație sau cum ați avansat voi în viață, în situația respectivă, job sau relație? Situația a avansat foarte greu, cavalerul de monede. Pentru unii posibil să fie, e într-adevăr, pentru unii, o să vă arăt de ce, o să vedeți imediat, de curând, în ultima vreme, poate să însemne și câteva luni, poate chiar și un an de zile, de curând e variabil, da? Un personaj marcat cu marcaj în semne de pământ, taur, fecioară sau ce mai este, sau capricorn, a intrat în viața voastră cu o ofertă practică, da? Dar avansați foarte greu în această direcție, de-aia aveți totuși doi cavaleri, da? Și central, din trecut, posibil să fie același. Foarte posibil să fie același. Să fie dorința acestui cavaler de monede să manifeste victorie cu voi, dar mare grijă când alegeți, dacă îi veți alege sau dacă îi veți mai supune unor teste, pentru că această transformare, pentru că sfatul e transformare, o să vedeți, transformare a lor sau a voastră, transformarea de la bâte, de la monede la bâte, adică de la un mers încet la un mers foarte iute, să nu fie motivată de ego, să nu fie motive egoiste, narcisiste, că acesta poate fi foarte bine un narcisist, de-aia apare magicianul. Una e să îți dorești într-adevăr să manifesti victorie pentru că simți că poți și alta e să-ți dorești cu orice chip să ai victorie, să atragi atenția și atunci nu se mai numește manifestare, se numește manipulare, da? Dar în prezent trebuie să alegeți. Și întotdeauna vă sfătuiesc, alegeți. În primul rând, alegeți-vă pe voi. Și apoi vine și persoana potrivită. Dacă voi vă alegeți pe voi varianta superioară, cea mai bună varianta voastră, va veni personajul potrivit mai devreme sau mai târziu. Am zis că în prezent aveți acești îndrăgostiți. Repet de câte ori pot, că așa simt nevoia să repet. Cine vine în viața voastră, semn de foc, marcaj posibil în berbec, poate are ascendent, neapărat zodia berbecului, sau are Marte, sau eu știu ce. Chiar dacă e semn de pământ, poate să aibă Marte în semn de foc și atunci clar că se manifestă așa. Cine vine, trebuie să vină ca să stea, nu ca să plece. Nu doar ca să aibă victorie, să vă bifeze pe lista de cuceriri, că acesta este un cuceritor, da? Într-o formă sau alta. Care victorii? Atrage atenție. Mare grijă, că altfel totul se transformă în manipulare. Vă zic pentru că așa este datoria mea să vă zic, să vă avertizez. Alegeți corect. Și ca să alegeți corect,
Conectați-vă la divinitate. În viitor, dacă veți manifesta corect, dacă veți manifesta, dacă veți alege corect, veți avea parte de o întâlnire cu un suflet care vă înțelege că sunt ei, că este altcineva, iar poate să varieze. De-aia am zis, decizia este foarte importantă. E arcană majoră, nu sunt doi de spade sau doi de băte. E arcană majoră, e importantă. Și atunci, dacă îi alegeți, simțiți că inspirația divină vă trimite să-i alegeți pe ei, îi analizați profund, analiză asul de spade, analizați toate acțiunile, felul în care vorbește, felul în care se poartă, de câte ori v-a lăsat, da, cu ochii în soare, vedeți dacă merită sau nu alegerea, dacă merită să fie aleși de voi. Dacă nu, nu problem că la un moment dat va veni cineva. 6 de cupe, din trecutul vostru sau dintr-o viață anterioară, cu care veți simți o legătură profundă. Este prima carte în care aveți o legătură profundă cu cineva. Prima carte. Sfatul este moartea. Scorpionul. Că e la bază luna, luna în scorpion, și mai ales cine are luna în scorpion știe ce înseamnă intensitate și frică, da? Frica de abandon. Înseamnă foarte mult luna în scorpion. Nu e obligatoriu. Poate sunt alte planete în scorpion sau pur și simplu e casa 8-a implicată, nu neapărat scorpionul. Da? Transformarea. Asta este sfatul. Transformați-vă pe voi ca să puteți beneficia de relații, altfel de relații, relații de suflet. Să puteți beneficia de într-adevăr de un suflet pereche care vă simte, nu cineva care... Da, interesant, da? Aici nu este, este o singură persoană. O caută pe a doua, într-adevăr, dar din ce motive o caută? Din ce motiv o caută? Pentru bani, pentru poziție socială sau ca să îi se completeze sufletul, să intre în această unitate sufletească spirituală? Care este motivația? De-aia am zis, în momentul în care alegeți, rugați-vă și vedeți, încercați să vedeți clar și transformarea înseamnă să... Dacă până acum ați fost confuzi și ați experimentat frici în relațiile anterioare, omorâți această frică, renașteți în această frică pe care o moșteniți eventual din alte vieți, din familie, transformați-vă pe voi radical către cea mai bună versiune a voastră și dacă acest personaj despre care am vorbit nu mai corespunde cu noua versiune a voastră, nu e nicio problemă că va veni altcineva mai bun. Exterior, asul de spade, ca și la numărul 1. Adevărul trebuie exprimat. Cineva trebuie să comunice. Posibil cu acest magician este nevoia unei comunicări directe, oneste, despre intențiile voastre. Asul de spade. Acum, că o fi semnul gemenilor pentru unii care intră, să zic, posibil cineva să intervină între voi și altcineva. Este foarte posibil. Acum, scopul acestei intervenții iar trebuie analizat corect, pentru că citim cartea din mai multe puncte de vedere. Asul de spade înseamnă analiză. Și o analiză pe care o faceți în momentul în care vă conectați la lumină, da? Este, vine asul pe cale aeriană, prin cer, da? Nu este o spadă care se manifestă aici în 3D, că în rest toate cărțile de spade sunt întunecoase, asta e singura. Este singura spadă, interesant, cum tocmai la voi apare acest mesaj, singura spadă care e luminoasă dintre toate cărțile de spade, nu cam e ceva cu zodiile de aer, nu, așa sunt cărțile. Da. Și atunci asta este pentru că acest adevăr trebuie să, sau rațiunea, sau felul în care raționăm, trebuie să fie inspirat de lumină, de divinitate. Asta e influența exterioară și asta vă ajută și să vă transformați și să alegeți. Repet, poate să fie cineva care intervine în viața voastră.
V-am dat și varianta asta, să nu ziceți că n-am spus-o. Dar cred că mai important este mesajul pe care vi l-am dat până acum. Ce vă blochează? 7 de cupe. 7 de cupe vă blochează. Confuziile, da? Confuziile pe care le vedem și la lună. Starea de visare. Iluziile pe care vi le faceți în preajma cuiva care, repet, dacă vă lăsați acaparați sau impresionați de felul în care arată acest personaj, că vrea, că nu vrea, se creează o iluzie. Iluziile putem să ne le creăm noi. Nu trebuie musai să acuzăm pe cineva că vai ce manipulator e. Nu. Iluziile foarte adesea ni le creăm noi. Avem impresia că personajul arată într-un fel sau vrea ceva și de fapt vrea altceva. Ce vă blochează? Dacă aveți prea multe personaje în viața voastră și nu știți să alegeți, pentru că ăsta e momentul acum, în acest moment, momentul de alegere, aici este prea multe opțiuni sau starea de visare sau starea de adorare față de cineva. Ce vă susține? Marele preot. Marele preot. Căutați sfat de la oameni cu înțelepciune. De la oameni care au cheile adevărului, ia uite, adevărul este forța exterioară care influențează. Ce vă susține? Marele preot. Nu zic musai de religie, religia acum a devenit dogmatică. Știu că ce s-a comentat pe chestia aceasta a cuvântului dogmatic este un cuvânt care și-a schimbat sensul. Dogmatic ține mai mult, mai ales acum în zona religioasă, de niște reguli impuse fără a fi explicate sau fără a fi înțelese. De-aia apare și asul de spade aici, apare și rațiunea. Dacă vă conectați la o zonă a voastră religioasă, o zonă în sufletul vostru, în mintea voastră religioasă, la tradițiile voastre, încercați și vedeți în ele, da? Ca să puteți să alegeți corect. Măi, sper că mă înțelegeți, da? Ce reușiți să faceți? Iar am zis că spadele sunt triste în toate seturile de cărți, în general. 6 de spade. E o carte mai întunecoasă, dar are o notă de optimism. Lăsați în urmă conflictele interioare. Vă detașați un pic mental. Și este bine, pentru că dacă tot trebuie să alegeți și dacă tot vreți să aveți victorie, e al doilea, al treilea, 6, 6, 6, 6, 6 de băte, 6 de spade, 6 de cupe. E al treilea, 6. Și suntem în fecioară, în care reprezintă casa 6-a a muncii. Dacă vreți să munciți, trebuie să vă detașați de, eu știu, lucrurile care creează confuzie, de lucrurile care par iluzii, da, sau iluzii, visuri greu de atins sau manipulări. Lăsați în urmă toate aceste energii care nu vă construiesc și mergeți către zone mai luminoase. Mergeți către spiritualitate, mergeți către transformarea voastră. Lăsați acest adevăr, as de spade, să vă influențeze viața în bine. De-aia a zis, e bine totuși. Foarte posibil, pentru că aceasta este cartea de final, ce reușiți să faceți un 6 de spade. Foarte posibil, așa simt, este. A, 6, aveți 4 de 6 și îndrăgostiții. Tot cartea 6, da? Dacă alegeți corect pe cine trebuie, dar repet, trebuie o anumită stare. Nu în stare de visare sau de confuzii sau de frici sau de nevoi materiale, nu. Dacă alegeți corect, și pentru asta înseamnă 6 de spade, înseamnă detașare mentală, ca să puteți să mergeți la mai bine. Vă puteți întâlni cu acest suflet pereche, da? Puteți manifesta victorie cu cine trebuie, cu sufletul vostru pereche, cu acest suflet cu care aveți o legătură spirituală. Dar ca să manifestați legătura spirituală, trebuie voi să o manifestați în viața voastră, înțelegeți? Să fiți credincioși, principiali.
și așa mai departe. Și asta e interesant. Se întâmplă odată cu transformarea voastră, Sweet Soul Rising, da? Sufletul vostru se trezește în această perioadă. Iar mergeți către familia voastră spirituală, îndrăgostiți a doua oară când apare, dar trebuie să alegeți corect. Așa simt cărțile. Am senzația că voi aveți mai multe personaje în preajmă care vă doresc, care vă atrag atenția. Ia, numărul 2. Mesaj de la îngeri. Știu că ați fi vrut unii să vedeți cărțile, dar în această poziție nu am cum. Mesaj de la îngeri pentru numărul 2. Ok. Ia uite, acționați ca și când partenerul este aici. E clar că nu sunteți alături. Și cine vine, mare grijă să nu vă devieze un pic, să nu vă deruteze. Îmbrățișați-vă emoțiile, dar niște emoții transformate. Și ce înseamnă când acționați de ca și când partenerul este aici? Nu vă faceți griji că sunteți singuri. Pentru că aveți la bază frici. Știți că dacă aveți un drum lung de făcut, sunteți precauți. Asta înseamnă. Pentru că dacă vreți să aveți victorie și să manifestați victorios acest cuplu divin, această legătură spirituală, nu vă puteți permite să alegeți oameni care nu fac parte din acest plan divin, da? Și atunci, pentru că nu-i puteți alege pe ei, acționați de ca și când sunteți deja în cuplu divin, înțelegeți diferența? Sunteți deja în cuplu divin, chiar dacă persoana aceea ideală, perfectă, nu e perfectă, vorba fiind perfectă pentru voi, nu este lângă voi. Acționați de ca și când sunteți deja împreună, nu de ca și când sunteți singuri. Pentru că singurătatea vă transmite frică și apoi vă duceți iar către parteneri, către relații, către situații, rămâneți în acel întuneric, în acea confuzie, frici, da? De-aia trebuie să transformați. Cam atâta este etalarea. Sper că v-a plăcut. Mai vedem la următoarele și cuplați mesajele de aici un pic, de acolo un pic, de acolo un pic și vă faceți voi cât de cât. În ansamblu, da? Povestea. Vă pup! Ne vedem la următoarea etalare. Pa! Bună! Am revenit cu numărul 3. Cei care ați ales setul de cărți, ia uitați-l cum arată, așa, rămâne să vedem ce mesaje veți primi. Și cum am spus și la numărul 2, combinați mesajele, pentru că ce primiți aici poate să fie doar o parte din povestea generală, să mai primiți și la zodia voastră, și la lună, și la ascendent, da? Vedeți, combinați mesajele, vă rog frumos. Haideți să vedem ce ar mai fi. Un mesaj pentru numărul 3. Ia uite, și loves! Oh, ce-mi place! Un personaj care vă inspiră, poate că sunteți voi îndrăgostiți și inspirați pe cineva, poate altcineva, nu neapărat îndrăgostit. O persoană care iubește întreaga lume, care ar îmbrățișa întreaga lume. Un personaj care, pe unde trece, nu știu, parcă înfloresc toate, parcă lucrurile, energiile se schimbă. Este un personaj față de care simțiți o legătură foarte profundă. Acum, nu este musai să fi fost îndrăgostiți în altă viață. Poate a fost profesor, v-a fost mamă, v-a fost tată, a fost soră, da? Rămâne de văzut ce alte mesaje mai vedem. Numărul 3. Ia uite. 4 de... Unii dintre voi atârnați de un trecut, da? 5 de cupe și 4 de cupe și trebuie să ieșiți dintr-o cușcă, da? Să nu mai țineți în cârcă acest trecut care vă ține pe loc, trebuie să ieșiți din cușcă. Tindeți către posibil acest personaj vă învață să ieșiți din cușcă, să vă bucurați de viață într-un mod frumos, înțelept, evident. Ia să vedem, numărul 3. Septembrie. Ce mesaj avem pentru numărul 3?
Ia uite, cineva epuizat între niște ziduri, în acea cușcă pe care am văzut-o într-o căsnicie sau într-un job. Ia, o dată, de două ori, de trei ori. Central. Aveți încredere, un soi de cavalerul de cupe, dar aveți încredere. Ce blochează sau provoacă? Proiecțiile, tot semn de apă, multă apă. În trecut, trei de spade, isolation, izolare sau o stare de gheață, după cum vedeți, care v-a adus lacrimi. Avem un semn de aer pentru cineva. Past lives, în trecutul apropiat, viitor, amânări, patru de spade. În prezent, maturitate, un soi de, ce este, valetul de monede, cam așa este. Sfatul, compression, completare sau lumea. Exterior, beyond illusions, un soi de... Soare? Nu e, care numărul 20. Dar este altceva. În fine, healing vă încetinește, vă blochează, da? Ce vă susține? Outsider-ul. Breakthrough. Ce situații. La capătul setului de cărți, moralitate sau regina de spade, format de politică sau de șapte de spade sau minciunelele, da? Și aveți un semn de foc sau soarele. La distanță, la drum, cineva care trebuie... treceți printr-o transformare spirituală foarte, deci numai cărți închise. Eremitul, patru de spade, singurătate, doi de spade, schizofrenia. Adică în momentul ăla în care nu știi ce să alegi, aia sau aia, care e mai bună, care e mai rea. Da? Vă faceți, vă amplificați starea de stres. Eu cred că treceți printr-o intensă transformare. Intensă transformare. Singura carte frumoasă este flancată numai de cărți triste. Dacă pentru unii, să o zic și pe asta, există cineva cu marcaj în zodia leului sau într-un semn de foc, da? Față de care simțiți că nu puteți manifesta adevărul, pentru că apare politică și moralitate, este foarte posibil, dar nu obligatoriu pentru toată lumea. Eu simt în tot acest context că acest soare și 3D și experiencing, experimentați ca să experimentați. Oh, da, ce frumos mesaj, deși nu este ușor, știu cum este. Am trecut și eu prin stări de astea. Ca să ajungeți la soare, să vă puteți bucura de viață, să puteți spera, să experimentați trezirea spirituală, îmi pare rău, trebuie să treceți prin această situație foarte neplăcută. Văd numai cărți triste, văd eremitul, iar trist, doi de spade sau schizofrenia, iar trist, patru de cupe, da? Trebuie să vă întoarceți în voi, în sinea voastră, să vă limpeziți apele, pentru că în jurul vostru, uitați, sunteți înconjurați de o energie negativă, dragii mei. Dragii mei, ia uite, 6, da, călătorie și greutate. Vai, dacă stres aveți, măi oamenilor, cât stres aveți, de unde vine stresul ăsta? În viața voastră. Influențele exterioare, evident, pentru că înseamnă proiecții. Și nu degeaba a venit, interesant, mesajul, este o persoană, nu sunteți voi aici, ori voi sunteți îndrăgostiți de acest personaj, dar în jurul vostru e numai energie negativă care vă blochează. Imediat vă zic de ce. Dar nu e nicio problemă, pentru că se zice tot rău spre bine, dar nu este un rău. Este o lecție, că de-aia a apărut eremitul, care trebuie învățată. Trebuie să învățați să vă conectați, drop into your heart, să vă conectați la inima voastră și acolo să vă găsiți bucuria în toată această nebunie și energie destul de grea. Acolo este, dragii mei, ia uite, heaven,
Este raiul. Acolo vă găsiți raiul și acolo eventual vă puteți conecta dacă vreți cu acest personaj sau acest personaj vă inspiră că bucuria, da? Just a moment of joy, o găsiți în sufletul vostru, în inima voastră. Raiul este aici. Vorbiți cu Dumnezeu, Heart of God. Am zis că cineva vă inspiră, da? Și am zis bine. Aveți încredere. Central. Central. Trust. Aveți, da? Uite ce scrie. Trust. Aveți încredere că vă veți ridica deasupra tuturor problemelor și tuturor acestor cărți negre. Și nu deasupra cărților, da? Relațiilor. Sunteți în niște relații karmice. Ce provoacă această încredere? Faptul că aveți 7 de cupe, confuziile. Sunteți în relații care vă creează confuzii. Vedeți altceva decât este în personajul din fața voastră, oamenii din fața voastră, da? Vedeți altceva, vedeți proiecția societății, a prietenilor, a ăluia, a ăluia. Nu vedeți adevărata lor față. Și asta pentru că nici voi, de-aia treceți prin această transformare, de-aia aveți breakthrough, nici voi încă nu ați explodat de autenticitate, nu v-ați arătat adevăratul eu față de voi, repet. Sau nu știu dacă repet, da? Aici trebuie să vă găsiți voi fericirea în sufletul vostru și apoi puteți să o radiați și când veți radia, veți fi autentici și veți putea manifesta oameni autentici. Până una alta, această încredere, da, pe care trebuie să o, este central, este nevoia voastră, singura carte deschisă. Mai este una, dar vă arăt imediat, da? Este provocată de relațiile karmice. De confuziile pe care le trăiți în aceste relații karmice. În trecutul îndepărtat sau la baza crucii aveți 3 de spade. Ia uite-ți cu ce fel de oameni a stat, ce a simțit, ce a simțit voi, că sunteți voi că cineva 3 de spade, dezamăgiri, aici arată altfel. Ia uite, interesant. Lacrimi, gheață, că voi ați învățat în aceste proiecții pe care și acasă și cu părinții și cu frații și surorile le puteți manifesta. Nu zice nimeni că acasă experimentăm relații sincere. Nimeni. Casa ne este dată ca să ne plătim niște karme și să învățăm niște lucruri. De-aia se și zice nimeni nu-i profet în țara lui. Nimeni nu-i profet în casa lui. Pentru că acolo casa este, este un loc în care manifestăm codependențe. Frici, este luna, nevoia de stabilitate, pentru că e teamă să se schimbe. Și asta este la baza acestui pom, acestei cruci. 3 de spade, dezamăgiri, gheață, lacrimi. Că cineva simte față de voi, că voi a simțit, iar variază. Dar iar, repet, aveți provocarea, uite, proiecțiile și le vedeți, vă arăt cărțile să vedeți. Și aveți aici past lives, aceste relații sunt karmice. Vin din alte vieți tocmai ca să vă plătiți karma, dragii mei. Și ce fior am! Și ce fior am! Dar, dragii mei, mai este un pic și se scurge din această clepsidră. Zic un pic pentru că central, ce stărea, central este atât de senină, uitați-vă, atât de senină cartea. În sufletul vostru, acolo este lumina și acolo pace în suflet, soare în suflet, cum zic eu. Acolo trebuie să vă găsiți lumina. Mai este un pic. Trebuie să vă treziți. Mai este un pic pentru că sfatul este să încheiați acest capitol. Ăsta este sfatul, este lumea. Completare, gata. Cu această ultimă situație, cu această ultimă proiecție, relație karmică pe care o trăiți din altă viață, cu această situație, gata, ați încheiat capitolul, jocul. Un joc al sorții, vorba vine, dar nu este. Jocul este ca să vă educați. Pentru că jocurile astea au scopul. Educarea noastră, da? În prezent, vă maturizați. Cartea maturității. Știu, apare semn de pământ, dacă vreți. Aici sunt altfel cărțile și de-aia am schimbat seturile de cărți. În prezent, sunteți în această energie, semn de pământ fecioară,
Fecioara ne maturizează, pentru că ce înseamnă casa a șasea a muncii și a sănătății, trebuie să avem, și apare sănătate, trebuie să avem grijă de noi, de viața noastră, de cum, la ce oră ne trezim, cum mâncăm, cât ne menținem curățenia, dar sunt lucruri, cât timp acordăm pentru creșterea noastră spirituală, pentru lectură spirituală, pentru lectură profesională, că trebuie și profesional să creștem, cât timp. Eu dau sfaturi. Bine, dau sfaturi, că de-aia sunt aici să mai dau și sfaturi, da? Nu doar să citesc așa, ca un robot. Nu, mai dau și sfaturi, că le dau din experiență. Chiar dacă unele încă nu le-am aplicat. Da. Încă mi-e greu să mă trezesc la 7 dimineața. Dar asta e zodia Fecioarei, sper să mă ajute. Asta pentru că sunt mai mult pasăre de noapte. În viitor... Am senzația, inițial când am pus cărțile, m-am îngrijorat, am zis să nu fiți voi aceștia, să nu fiți voi aceștia care amână, da? Postponement. Postponement. Whatever, mai mă încurc și eu. Deci, este un soi de patru de spade. Vedeți că spadele întotdeauna sunt gri, sunt triste, nu cam ceva cu semnele de aer. Dar spadele reprezintă mentalul nostru și mentalul nostru încă nu e atât de evoluat. Ăsta e adevărul. Patru de spade înseamnă vindecare. Da? Să învățați să ieșiți din această lume gri, din această, ia uite, lume care v-a adus gheață. Ați devenit de gheață în aceste relații karmice. Ia uite, din alte vieți, toate întunecate. Ia uite, aproape monocrom. Trebuie să vindecați acest mediu în care trăiți, dar e ca o ramă. Interesant. Și să ieși, oh, ce frumos! Și să ieșiți din rama asta, să intrați într-o altă dimensiune. Nu vă mai concentrați pe ramă, că asta înseamnă rama, înseamnă încadrare, rămâneți limitați, intrați în peisaj, acolo veți găsi multe subtilități, nuanțe, culori, speranță, viziune. Intrați în peisaj, nu rămâneți în ramă, nu analizați lucrarea după ramă. Adică și nici oamenii, dragii mei, ce mesaj, da? Nici oamenii după aparențe. Foarte posibil, asta e un alt mesaj, asta e un alt mesaj. Toate aceste lucruri să le experimenteze cineva din viața voastră, da? Cu marcaj în semne de aer. Asta, văd apă, aer și un picuț de pământ. Foarte posibil voi aici să fiți plin de încredere, dar ce am zis mai devreme să fie ce experimentează altcineva în viața voastră, semn de aer, 3 de spade, 4 de spade, care trebuie să se vindece ca să aibă încredere în voi. Ca să aibă încredere în voi, să aibă încredere în ei, în potențialul vostru. E o relație. Da? Ca să nu mai manifestați proiecțiile, ci să manifestați maturitate, autenticitate. V-am dat mai multe variante. Sper să le alegeți pe care simțiți că rezonează cu sufletul vostru. Exterior, influență exterioară. E numărul 20, dar nu e soarele, da? Beyond illusions. Că tot vorbeam de iluzii, da? De proiecții. Cum s-au legat toate cărțile astea, Doamne? Vieți anterioare. Completare. Vedeți în spatele acestor iluzii. Da? Dați vălul ăsta la o parte, de pe ochi. Și deschideți-vă, ce frumos, deschideți-vă al treilea ochi. Și în momentul în care voi sau ei, dar eu zic că e vorba de voi, așa simt că e vorba de voi, în momentul în care vă deschideți al treilea ochi, vedeți în spatele oamenilor pe care, în profunzimea lor, nu o să ai aura, că nu avem pretențiile astea. Dar le vedeți mâștile și pe viitor veți ști cum să relaționați cu ei. Și poate nu doar măștile, poate veți simți, veți înțelege că e o lecție asta, completarea este lumea. Pentru mine lumea este Saturn, varianta superioară a lui Saturn. Învățați lecția. Lecția vieților, da, relațiilor
cu oamenii care vin din vieța anterioare. Învățați această lecție, încheiați-o ca să nu mai manifestați. Se leagă forța exterioară, energia exterioară de sfatul, da? Se leagă. Însă, ce vă blochează acum? Interesant este că a apărut semn de apă, nu obligatoriu. O latura voastră emoțională, cum este și centrală, o latură emoțională. Nu zic muste un semn de apă. O latură emoțională care vă îndeamnă să aveți încredere că va fi bine, că veți trece, că veți zbura, că vă veți ridica peste toate aceste lucruri, dar deocamdată blocajul vine pe partea de sănătate. Că am vorbit de fecioară de casa 6 a sănătății și a muncii. Posibil unii încă v-a fost îmi pare rău. Poate unora v-a fost afectată sănătatea din cauza acestui mediu, dragii mei, mare grijă. Și atunci blocajul este că trebuie să vă vindecați. Apare vindecare la 4 de spade. 4 de spade înseamnă vindecare. Doar când suntem vindecați putem vedea lucrurile atât de colorate și de optimiste. Când suntem bolnavi, nu. Trebuie să vă vindecați. Și ca să vă deschideți al treilea ochi, influență exterioară, aici este. Trebuie să vă vindecați primele două chakre, să vă deschideți chakra inimii și așa mai departe. Se face curățarea în continuu, că tot e zodia fecioarei. Aici este problema, că încă mai aveți ceva de vindecat, dar este în poziția blocajului. Încă mai sunt niște lucruri de vindecat, emoționale. Da? 7 de cupe, da? Iluzii, fantezii, cavalerul de cupe, încrederea. Cum să ai încredere când stai în iluzii? Nu e greu. Deci blocajul, aceasta este cartea care reprezintă blocajul, faptul că nu v-ați vindecat încă. Urmează cu răbdare, cu răbdare. Dar important este să înțelegeți lecția, să puneți capăt și apoi vin toate. Și vederea în spatele iluziilor și al treilea ochi deschis, al treilea vorba vine. Vedeți mai bine decât înainte, da? Ce vă susține? 5 de monede. Faptul că sunteți, unii dintre voi, oarecum izolați, outsider, da? Faptul că nu puteți manifesta ceva, să știți că este în avantajul vostru, pentru că dacă ați manifesta în starea asta, s-ar putea să vă devieze de la calea voastră, de la lecție. E în poziția, da, de la lecție. Este în poziția, poate altcineva vă așteaptă, evident că poate să fie și altcineva care vă așteaptă și nu poate să vină, poate e altcineva de la drum. Dar vedeți în spatele acestor iluzii, iluzii fizice, dacă e vorba de o relație cu cineva, relația se poate manifesta și altfel decât în fizic, dar eu altfel simt. Am dat asta așa pentru cineva, nu știu pentru cine. Există posibil. Un personaj, acest personaj matur, să zic, din punct de vedere terestru, care în această perioadă în care voi trebuie să vă vindecați de toate aceste relații karmice pe care le-ați experimentat, s-ar putea să se simtă izolat în cazul în care nu mai... Nu mai relaționați cu ei cum relaționați înainte. Înțelegeți? Posibil pentru cineva. Dar revenind la voi, pentru că etalarea voastră, 5 de monede, da? Sau outsiderul, cel care nu poate să treacă de un blocaj. Blocajul acesta, această relație, este făcut ca să înțelegeți voi, să învățați lecție, da? E lecție, ca să vedeți. De-aia sunteți ținuți captivi în aceste situații. Până nu vă vindecați, aveți în viitor, da? Dar nu amânați, dragii mei. Dacă amânați amânare, interesant că amânarea a apărut tot legată de vindecare, da? Dacă amânați vindecarea,
vă continuați această separare de libertate, că am văzut, de la început am văzut problema libertății, trebuie să vă eliberați. Și eu zic că, într-un fel sau altul, se produce o schimbare. Repet, cineva vă învață, vă inspiră, cea care iubește, o energie feminină. Că e femeie, că e energie feminină, variază. Dar apare această explozie de lumină, breakthrough. Este similar, este numărul 11, ținea de clasic de justiție. Dar cărțile sunt altfel și ne conformăm lor, să zicem. Vă recăpătați, într-un fel sau altul, puterea să spargeți aceste blocaje, da? Tot ce vă ține departe de esența voastră, da? Adevărul este în sufletul vostru. Adevărul, aveți încredere. Am zis, esența voastră o găsiți în suflet. Drop into your heart, acolo este bucuria, da? În suflet. Bine, aici e plexul solar, dar nu contează. A, interesant, ia uite ce frumos. Da? Din acest personaj este lumină? Din acest personaj iese lumină, da? Dar trebuie să vă conectați la voi, de-aia aveți încredere în centru. E în centru. Aveți încredere. Trust. Credință. Ce cărți intense! Oh, știu cum e. Mesaje pentru cei cu numărul 3. Haideți, măi. Abia aștept să scrieți că ați spart toate aceste bariere. Voi sau cine o fi? Ah, ce frumos. Take a chance on love. A venit așa în poziția asta. Nici așa, nici că lați, nici că luați. Și e drăguț. Aici aveți un zbor. Da? Aici aveți o explozie. Dați-vă șansa la dragoste și e un personaj care vă inspiră. Poate e personajul care vă și explodează într-un fel sau altul. Sau vă ajută, vă dă instrumentele, vă dă dinamita. Aha, interesant, vă pune pe foc. Vă îndeamnă să vă conectați la focul interior, da? Foc, dinamită și să explodați toate blocajele care vă stau în cale. În calea dragostei. Take a chance on love. Și e frumos pentru că aici aveți proiecții, aveți vieți anterioare, da? Dar în momentul în care învățați lecția și vedeți în spatele lor, da? Este ca un soi de... Pentru că văd... Nu e turn, dar seamănă într-un fel sau altul. Pentru că se sparge ceva din vechiul eu ca să nască un nou eu. Ah, ce frumos! Și după aceea urmează creativitate. Am zis, nu seamănă împărăteasa. Creativitatea e similar cu împărăteasa. Deci apare această explozie de lumină, de dragoste, da? Față de voi. O vreți să trăiți altfel. Să experimentați altfel de relații. Take a chance on love. Și aici sunt două personaje. Mai devreme sau mai târziu vă veți întâlni cu cineva cu care puteți să aveți creștere. Că asta înseamnă creativitate împărăteasă, să aveți creștere. Dar până una alta, spargeți blocajele, dar, am zis, nu înainte de a vă vindeca, pentru că în poziția blocajelor încă nu sunteți vindecați, de-aia ați fost izolați de anumite persoane pe care poate le-ați dorit, dar nu ați putut să relaționați cu ei. De abundență, că e un 5 de monede, ați fost ținuți deoparte de abundență pentru că a trebuit să învățați, repet, lumea, să vedeți în spatele iluziilor, vedeți în spatele iluziilor, să vă vindecați și de-abia atunci când veți face toate aceste lucruri, va veni și abundență, și creativitate, și dragoste, și loves, da? Și loves. Cea care iubește. Ia uite, și aici la fel, uite, chiar sunt culorile foarte asemănătoare, da?
Sunt culorile aici, nu mai e vorba de lumină. Ba nu, aici aici o lumină, dar lumina vine de sus. Lăsați-o să coboare, cum zice aici. Lăsați drop into your heart. Coborâți în sufletul vostru, în inima voastră. Lăsați acolo lumina să picure. Acolo vă găsiți dragostea. Hai, că am spus destul. Și apoi începe să radiați. Și în momentul în care radiați, va veni și partenerul, partenera de care aveți nevoie. Oameni de valoare. Ce frumos. Ia uite, cu care puteți 4 de bâte. Puteți crea un cuplu divin. 4 de bâte, asta înseamnă 4. Cu care, în care amândoi participă de comun acord în esența lor spirituală. E o cruce, da? Nu mai aveți. Dar da? Dați-vă șansa la dragoste. Dragoste față de voi. În primul și în primul rând. Apoi, dacă vă iubiți, repet, vă atrageți partenerul. Nu mai experimentați așa ceva. Iluzii, confuzii. E un portal prin care treceți. Sau va trebui să treceți. Va fi o altă etapă atunci. Ce frumos. Și ce interesant la capătul setului de cărți, the heart of the matter. În inima materiei, în inima voastră. Chiar dacă lucrurile nu le înțelegeți, vi se pare că sunteți într-un somn, aveți proiecții, aveți aici, lumina vine de la îngeri. Sunteți inspirați prin somn, poate. Unii dintre voi, visați. Unii dintre voi aveți o romanță la care visați, că aici e un somn. Da? Visați. Partenerul nu este aici, iar este o stare de visare. Și cred că toată această energie vă ajută să vă transformați. Ce am vorbit mai devreme de transformarea aceasta intensă prin care treceți unii dintre voi. Dragii mei, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, iubiți-vă pe voi frumos, nu egoist, că vine și dragostea din partea celorlalți. Pa, pa! Și sper că v-a plăcut și vă veți manifesta într-un mod la fel de plăcut. Pa, pa! Ciao!